Vom un pasaj de la Evrei, capitolul 11, începând cu versetul 32 până la final. Și ce voi mai zice? Că și nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc de Gedeon, de Barak, de Samson, de Iefta, de David, de Samuel și de proroci. Prin credință au cerit ei împărăției, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au stupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă uștirile vrășmașe. Femeile au și-au primit înapoi pe morții lor în viață. Unii ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care le se dădea și au fost chinuiți. Alții au suferit bajocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au privecit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate prigoniți munciți. Ei de care lumea nu era vrednică. Au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin pește și prin căpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit cele fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să nu ajungă ei la desăvârșire fără noi. Amin. În acest pasaj ni se prezintă destul de clară încheierea acestui ciclu de oameni ai credinței. Pe scurt, capitolul 11, dacă ar fi să-l prezentăm într-o perspectivă de ansamblu, ne prezintă la început definiția credinței, ce este credința, apoi ni se exemplifică această credință prin acest nor mare de martori. Și spune Apostolul că dacă ar fi să vorbească de toți, nu i-ar ajunge vremea. Și în final, autorul face o aplicație practică pentru credincioși, foarte, foarte, foarte importantă, aplicație pe care o studiem, de fapt, în această seară. Capitolul 11 prezintă, într-un fel, șapte categorii de oameni ai credinței. Avem prima categorie, oamenii înainte de potop, Abel, Enoch și Noie. Avem apoi a doua categorie, părinții, părinții, poporului evreu care sunt Avram și Sara, da? și cum ei au fost niște oameni credinței. Apoi avem, în al treilea rând, trei patriarhi, Isaac, Iacov și Iosif. Apoi îl avem pe Moise cu părinții lui și felul în care ei au trăit prin credință. Apoi avem, în al cincilea rând, evenimentul Exodului, Paștele și Exodul, tot evenimentul de acolo. În al șaselea rând avem cucerirea Canaanului, de acolo ne sunt prezentate două evenimente, căderea Erihonului și salvarea curvei Hav Și în final avem descris în pasajul acesta, în al șaptelea rând, șapte persoane sau șapte categorii, dar enumerate la rând, fără să ni se spună prea mult despre ei. Da? Avem pe Gedeon, pe Barak, pe Samson, pe Iftai, pe David, pe Samuel și proroci. Da? Deci avem șapte și a șaptea categorie, încă șapte. Am repetat lucrul acesta și îl subliniez și în această seară. Va fi un mesaj mai scurt, dar aș dori să subliniez lucrul acesta pentru că este foarte important. În capitolul 11 din Evrei nu se vorbește despre calitatea credinței acestor oameni, ci despre obiectul credinței lor. Da? Chiar ni se menționează lucrul acesta că el, ei, ei au privit pe Dumnezeu nevăzut ca și cum l-ar fi văzut. Da? Au acționat ca și cum îl vedeau pe Dumnezeu. Deci lucru esențial în credință este obiectul credinței. Calitatea este importantă, dar lucrul esențial este obiectul credinței. Da? De aceea, în capitolul 12, când ni se face aplicație practică la toată epistola, ni se spune să ne ațintim privirile spre inițiatorul și dezăvârșitorul credinței noastre, adică Domnul Isus Hristos. Scopul pasajului, întregului pasaj, de fapt scopul întregii epistoli, este ca să întărească biserica, în special formată din evrei, care se aflau în grea persecuție. Da? Cu alte cuvinte, nu avem un discurs moralist aici în care se ne spune Haideți să privim la Avram, uite ce credință mare a avut Avram Și noi ar trebui să avem credință Haideți să privim la Cutărescu, uite ce credință a avut el Hai și noi să avem credință Fraților, ar trebui să avem mai multă credință Ca să experimentăm minuni în viața noastră Ca să putem trece prin cazurile veții Ar putea să fie o aplicație, dar nu asta este aplicația principală Oamenii ăștia erau în fața morții Oamenii aceștia treceau printr-o persecuție cruntă. Pentru ei, capitolul 11, care descrie evrei, oameni ai credinței, este vital. Pentru ei era important în fața morții. Pentru ei nu era important, domnule, ce o să mă fac mâine, că nu mi-a ajuns banii să-mi iau o mașină de 15.000 de euro. Sau să mă mut într-un apartament de 150.000 de euro. Sau într-o casă de 200.000 de euro. Nu asta era dilema lor. Nu asta era problema lor. Problema lor nu era nici măcar ce să pună mâine dimineață pe masă. Problema lor nu era nici măcar unde să-și trimite copiii la școală sau dacă să-i trimite la școală sau să facă homeschooling. Nu asta era problema lor. Problema lor era a lepăda în totalitate credința creștină sau a continua mai departe. Despre asta era vorba, da? Cu alte cuvinte, pasajul acesta este, dacă înțelegem profuzimea lui și scopului, este elementar pentru viața noastră spirituală. El este capabil, dacă este înțeles și primit duhovnicește, este capabil să ne treacă prin cele mai crunte experiențe pe care Dumnezeu le poate permite în viața noastră. Versetul 32 ne descrie, ne prezintă mulțimea oamenilor credinței. Da? Este un fel de concluzionare la capitolul 11. Și ce voi mai zice? Că nu mi-ar ajunge vremea. Și adevărul ăsta este, nu? Într-o viață de om, dacă te-ai ca să predici toată Sfânta Scriptură, oamenii credinței, S-ar termina viața ta. Nu ți-ar ajunge viața. Vremea, dacă ar fi să vorbești de Gedeon, de Barac, de Samson, de Eftaie, de și de și de proroci. Acum, autorul, deși îi enumeră rapid și nu spune nimic despre ei, el nu îi enumeră la întâmplare. Că putea să leagă pe alții, nu? Totuși, Duhul Sfânt a hotărât să enumere pe aceștia. De aceea, haideți să ne uităm pe scurt la fiecare dintre ei. Gedeon. Ce știi despre Gedeon? Primul lucru care ni se spune despre Gedeon era că era frică, stătea ascuns și bătea în teasc. Deci primul lucru care ni se spune despre Gedeon nu chiar era un om grozav al credinței. Dumnezeu îl cheamă și el spune, nu, nu e posibil lucrul ăsta. Da, unde e Dumnezeu? unde minunele de care am auzit? Da? E un om al necredinței, Gedeon. Îl trimite Dumnezeu, du-te cu puterea pe care o ai. Domnul este cu tine, viteazul. Deci care viteaz? Și Gedeon tot cere semn după semn de la Dumnezeu. Vrea semne de la Dumnezeu și Dumnezeu îi dă semne. Totuși, ceea ce ni se spune despre Gedeon este că a fost un om al credinței. Cu asta rămâne în istorie, da? În condica lui Dumnezeu asta se notează, că este un om al credinței. Știți foarte bine, din marea armată pe care a avut-o, nici aia foarte mare în comparație cu ce aveau madianiții, rămâne cu 300 de oameni și să duc acolo, au niște arme foarte interesante, foarte performante, niște ulcioare și niște făclii. Au început să spargă la el și să facă tărăboi, că atâta știu să facă. Nu erau experți, da? Ăștia nu erau ceva campanii în asta militară foarte dezvoltată de care știm că există acum în Israel sau în America. Nu. Da? Nu asta erau. Și cu asta rămâne Gedeon în istorie. Barac. Ce știți de Barac? Că îl cheamă Dumnezeu, îi vorbește de Bora, du-te și el spune, dacă nu vii tu cu mine. Da, e ca și cum ar bate cineva la ora 2 la ușa ta, la ora 2 sau la ora 3 dimineața, tu tremuri tot acolo sub plapă undeva, du-te tu, te rog. Cam asta e barac. Asta e omul credinței despre care vorbește acum sunt Scriptura. Totuși rămâne în istorie ca un om al credinței, care a vreo 10.000 de oameni doar din două seminții și se duce împotriva lui Sisera, care avea o armată enormă. Enormă, ca nisipul de pe malul mării. Enormă. Și să mai spune scriptura, spune Scriptura că avea 900 de care de fier. Din orice punct de vedere surclasa poporul Israel. Din orice punct de vedere. Și totuși se duce și Dumnezeu îi dă biruință. Totuși Dumnezeu îi dă biruință și rămâne în istorie ca un om al credinței. Samson. De câte ori l-ați prezentat pe Samson ca un om al credinței, ca un model demn de urmat? Sincer. Eu nu mi-aduc aminte să fiți Vreau să spun un om extraordinar. Un om extraordinar din Sfânta Scriptură. Samson. Oh! Da? Dacă Calvin ascultă la rând Sfânta Scriptură, când ajunge la Samson, ăsta te-a prostie făcut că trebuie să dau Biblia înainte, la propriu. Sau trebuie să dau o sumedenie, și așa pune o grămadă de întrebări, trebuie să dau miliarde de explicații pentru ce a făcut Samson și că de fapt e un om al credinței. Ca asta spune evrei. Ca asta spune evrei. Dar este important să vedeți ultimul eveniment din viața lui Samson. În ciuda tuturor farmentele lui Sali, este o viață subterană a credinței care este în, 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 omul acesta în Samson. Când Scriptura spune foarte clar, înainte să se nască Dumnezeu la ales ca să se răzbune pe filisteni, să-i bată pe filisteni. Și toată viața lui, în ciuda derapajelor, să bate filistenii. Și ultima dată, în ultimul eveniment al vieții sale, când își pierde ochii, dar îi se clarifică ochii credinței, îi se dă ceața de pe ochii, lui credin... de pe ochii credinței lui, o mai mulți filisteni decât în toată viața lui. Atunci își asumă pentru prima dată Samson din toată inima lui misiunea pe care i-a dat-o Dumnezeu și face ceea ce l-a chemat Dumnezeu cu prețul vieții sale. Asta e credința lui Samson, de asta rămâne Samson în istorie. Dar n-ar fi un om pe care l-am dat exemplu. Da? N-ar fi un om pe care l-am dat exemplu. Iefta. Un fiu născut din curvie, un proscris, un ilegitim, este izgonit de toți frații lui și totuși când, când au probleme, îl cheamă pe el ca să salveze Israel. Și el se duce. Și Dumnezeu îi dă biruință. Omul acesta, în ciura biruinței pe care o dă Dumnezeu, face o promisiune că va jerfi, va sacrifica, da? Pe prima persoană care va veni înaintea lui și aia este una dintre uh, fetele sale. Totuși rămâne în istorie ca un om al credinței. Multe evenimente inexplicabile pentru noi. David. Da, David, David mai e ușor de tratat cu David, nu? E un om al credinței din tinerețea lui. Ia leu, ia ursul, îi face praf, ia pe filistean și îl face și pe franc, ca și pe alții. Înainte, este un om al sângelui care poartă războaiele Domnului. Este un om care este văzut în toată viața lui ca un om al credinței. Deși viața lui este marcată de credință, și știm fiecare dintre noi că unul dintre cele mai notabile evenimente din viața lui David este derapajul lui extraordinar moral în relație cu copiii lui. În relație cu copiii lui a avut o viață, o relație dezastruoasă cu copiii lui și derapajul moral pe care îl are în relație cu Bathsheba. Lucide pe urie, cu mâinile altora, ia pe nevasta acestuia și totuși Biblia spune despre el că este un om al credinței. Nu că a avut credință că a luat-o pe femeia altuia, deci nu acolo s-a văzut credința lui. Dar totuși Biblia îl prezintă în felul acesta. Samuel, Samuel chiar e greu de găsit, de găsit, lucruri negative în viața lui și nici nu este rolul meu acum să spun, Biblia spune despre ei că sunt oameni credinți, eu vreau să vă răd, de fapt că nu sunt chiar așa oameni ai credinței, nu? Și vreau să vedeți că Sfânta Scriptură este foarte realistă. Sfânta Scriptură nu este carte de mituri care prezintă niște semizei din ăștia care au umblat pe pământ. Și noi ne uităm la ei și zicem, suntem praf și pulbere. Nu, au prezit niște oameni, au prezint, prezint, Sfânta Scriptură realistă și prezintă niște oameni în carne și oase, care au fost ca noi, care au trăit ca noi și totuși Dumnezeu a făcut lucrări extraordinare prin ei. Samuel este și el falimentar, exact ca mentorul lui Eli, sub a cărui uh, oblăduire a crescut în relația cu copiii lui. Copiii lui nu umblă absolut deloc în urmele lui Samuel. Absolut deloc. Absolut deloc. Dar în rest, este un om excepțional. Și apoi ni se spune despre proroci în general, da? Dar când vă uitați să proroci, nu știu, v-ar fi plăcut să fiți un proroc al generației. Toți, când aud uh, lucrurile astea, aproape că îmi pierd orice cumpăt. Uh, să fiu un om al generației tale, să schimbi generația, să schimbi istoria. Dumnezeu poate lucra prin tine dacă pui și un accent american, ai impresia că acum gata să schimbe istoria României. Cu câțiva oameni din ăștia. Da? Proroci vor să fie proroci. Cei mai mulți proroci în viața lor nu au fost oameni acceptați. Au fost oameni huliți, au fost oameni fugăriți, au fost oameni persecutați. Cei mai mulți dintre ei au sfârșit rău din punct de vedere omenește. Niciunul dintre ei n-a crezut în Evanghelia Prosperității. Niciunul dintre ei. Toți oamenii aceștia care au experimentat miracole, au experimentat miracole în suferințe și persecuții crunte. Crunte. Da? E total diferit de imaginea pe care o am în astăzi a profetului. Da? Până la ultimul proroc al Vechiului Testament, Ioan Botezătorul, care știți fiecare dintre dumneavoastră cum a sfârșit. Acum, e clar că fiecare dintre ei au fost oameni în minoritate în vremea lor. Și trebuie să înțelegem lucrul ăsta și să, să fie foarte clar pentru noi. Fiecare dintre ei, mulți dintre ei, nu fiecare, mulți dintre ei s-au făcut vinovați de greșeli foarte, foarte, foarte grave. Și totuși lucrul remarcabil în viața acestor oameni a fost acel râu subteran al credinței care a străbat întreaga viața lor. Și Scriptura spune că pentru asta rămân ei în condica lui Dumnezeu, rămân scriși pentru noi ca să ne uităm la viața lor. Al doilea lucru care ni se spune nu este doar uh, mulțimea acestor oameni și sunt enumerați. al doilea lucru care ni se spune în textul acesta uh, este despre minunile pe care le-au experimentat acești oameni. Minuni care se duc în două direcții, trebuie să înțelegem, două direcții pe care le vedem în textul acesta. Dumnezeu i-a împuternicit pe acești oameni ca să experimenteze ca să experimenteze supranaturalul, în versetul 33 până la versetul 35, și să experimenteze suferința. Asta sunt două direcții. Dar în ambele cazuri sunt minuni. În ambele cazuri sunt minuni. Vei vedea imediat de ce sunt în ambele cazuri minuni. Dar ne uităm la prima parte. Sunt puternici de Dumnezeu pentru experimentarea supranaturalului. Citim. Versetul 33. O credință într-un fel care biruiește așa, larg. Panorami. Prin credință au cucerit ei împărății. Ia uitați. Au făcut dreptate. Au căpătat făgăduințe. După aia, credința biruiește la nivel personal. Au stupat gurile, gurile, leilor. Au stins puterea focului. Știți, oameni, da, care au făcut lucrul ăsta. Daniel, prietenul lui Daniel. Au scăpat de ascuții și săbii. S-au vindecat de boli. Credința biruiește și inamicii. Ia uitați. Au fost viteji în războaie. Au pus pe fugă oștile vrăjmașii. Credința biruiește până și moarta. Femeile și-au primit înapoi pe morților în viață. Dacă te opri aici, ai spune fantastic. Ceea ce vreau să înțelegem fiecare dintre noi este că pentru a experimenta supranatural nu ne trebuie dar de vindecare. Dumnezeu a făcut minuni în toată istoria. A făcut cu frate Mihai un live zilele acestea, un fel de explicare a conferinței pe care o vom avea în iarnă cu ajutorul lui Dumnezeu. Și în discuția noastră am explicat un lucru pe care oamenii nu-l înțeleg. Nu vor să-l înțeleagă, nu pot să le înțeleagă, nu știu. Când oamenii au avut, a, voi știți ce s voi nu credeți în zarul Duhului Sfânt. Iată oamenii care nu cred în lucrarea Duhului sunt. Iată oamenii care nu cred în minuni. Voi nu credeți în minuni, nu? Nu, noi nu credem că voi faceți minuni. Noi credem în minuni. Noi credem în Dumnezeu care face minuni. Este o diferență foarte mare. Fiecare dintre noi, că ne dăm seama sau nu ne dăm seama, sunt sigur că am experimentat minuni în viața noastră. Sunt 100% sigur de lucrul acesta. Dumnezeu face minuni. Oamenii aceștia n-au fost în biserică, n-au avut darurile Duhului, Zân, dar au experimentat minuni. Au experimentat supranaturalul pentru că au crezut într-un Dumnezeu care în orice perioadă de istorie face minuni. Că nu face minuni când vrem noi, cum vrem noi, unde vrem noi, cu cine vrem noi, asta este cu tot o altă chestiune. Dar nu poți, la propriu, nu poți să fii creștin dacă nu, nu crezi în minuni. Nașterea Domnului Isus este o minune. Învierea Domnului Isus este o minune. Mântuirea ta este o minune. Faptul că azi ești mântuit este o minune. Este o minune lucrul acesta. Tot ce experimentăm din punct de vedere spiritual este o mare minune. Și sunt minuni pe care le experimentăm și în viața fizică. Când Dumnezeu în moduri inexplicabile face lucruri în folosul nostru, în beneficiul nostru. Inexplicabil. Inexplicabil, da? Sunt intervenții supranaturale ale lui Dumnezeu în viața noastră și pentru asta nu trebuie dar de vindecare sau nu trebuie să fii mare profet care faci minuni și semne. Dumnezeu face minuni în acea perioadă a istoriei și este o diferență foarte mare între lucrul acesta și a spune că cineva are dar de vindecare sau că el este el vindecător sau făcător de minuni. sunt două lucruri total diferite. Două lucruri total diferite. Observați în versetul 33 până la 35 oameni care la propriu au schimbat istoria. Au schimbat istoria, au cucerit împărății. Deci au modificat hărțile lumii. Da? Și n-au fost, oamenii aceștia n-au fost în majoritate. Nu pentru că au fost mulți, nu pentru că au fost ingenioși, nu pentru că au avut planuri mărețe, ci pentru că au avut un Dumnezeu care lucra miraculos. Nu suntem aici o mână de oameni. Și au putea să fie mai puțini decât atâta. Nu face nicio diferență în ochii lui Dumnezeu. Nicio diferență în ochii lui Dumnezeu. Oamenii gândesc cu numere, așa sunt oamenii. Gândesc cu numele. Dumnezeu nu lucrează în felul acesta. Să ne găsim încurajare în lucrul acesta. Să ne găsim încurajare în lucrul acesta. Dar observați în al doilea rând că au fost împuternicit nu doar pentru experimentarea supranaturalului, ci pentru experimentarea suferinței. Ca să treci prin suferință, ca să treci prin suferință, îți trebuie credință. Credința care nu e capabilă să te treacă prin suferință nu este credința biblică. Vă spun nou. Credința care nu este capabilă să te ajute să te treacă prin suferință nu este suferința biblică. Biblia ne arată, Domnul Isus ne vorbește în Matei 13 într-o pildă despre niște oameni în care uh, a ajuns cuvântul în viața lor, zice, l-au primit cu bucurie, dar n-au rădăcină. Și ține până la o vreme. Și când vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. L-a primit îndată, s-a în îndată de el nu avea rădăcină. Suferința, necazul din viața noastră este un test al nașterii din nou. Felul în care treci prin suferință este important, este crucial. Dumnezeu îți face un favor când treci prin suferință, pentru că fie îți arată că ai o credință falsă, fie îți arată că ai o credință autentică și îți întărește credința autentică. Ca să treci prin suferință, trebuie să experimentezi puterea supranaturală a lui Dumnezeu. Niciunul dintre noi nu poate rămâne întreg la cap prin suferință și cu credință în suferință, decât dacă are o credință autentică decât dacă Dumnezeu intervine supranatural în evenimentele acelea. Acum, într-un fel, noi acum trăim într-o vreme de pace și citind următorul pasaj, următoarea parte din pasajul acesta, s-ar putea să ne simțim puțin așa deoparte. Pentru că trăim în vremuri de pace. Totuși, Cred că pasajul acesta și toate pasajele care vorbesc despre prigoană și suferință sunt importante pentru noi din câteva motive. Unu, pentru că istoric vorbind, libertatea și democrația țin foarte puțin timp și sunt niște lucruri foarte fragile. Libertatea și democrația sunt lucruri foarte fragile și țin puțin timp. Da? Sunt niște privilegii rare pe care Dumnezeu le dă pe pământ. În, în societăți depravate, conduse de oameni depravați, libertatea și democrația sunt niște lucruri foarte scumpe și fragile. Nu țin foarte mult timp. Așa că e bine să ne pregătim dinainte, da? Dacă vrei să discuți despre suferință când vine prigoana, e o lacă cam târziu. O lacă cam târziu. Doi, creștinismul în general nu este tolerat. Deci chiar dacă nu există, nu știu ce, mondial și așa mai departe, creștinismul în esența lui este intolerabil. Face ca să fie netolerat. Face ca să fie respins de oameni. Toți cei care voie să trăiască cu Evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. A, afară dacă trăiesc în America. Nu! Și acolo vor fi prigoniți. Dacă vrei să trăiești un creștin autentic astăzi, în cele mai, așa zise, democratice și libere țări din lumea aceasta, țările din Europa de Vest sau din America, vei fi prigonit. Și în România se va întâmpla același lucru. Este doar o chestiune de timp. Timpul pe care Dumnezeu ne-l dă acum este un favor pe care ne-l dă nu ca să schimbăm noi legile țării. Societatea asta se va deprava fără o trezire spirituală sau o intervenție miraculoasă al lui Dumnezeu. Timpul pe care Dumnezeu ne-l dă este ca să ne pregătim pentru persecuția care va veni. Ca să ne pregătim pentru persecuția împotriva noastră și a copiilor noștri. Va veni o vreme când ți-ai fi dorit să nu fi avut copii. Dar datorită lucrurilor pe care ei vor trebui să le sufere și noi va trebui să le suferim pentru ei, datorită lor și împreună cu ei. Asta este realitatea în care merge lumea asta. Pasajele acestea sunt foarte importante pentru noi. Acum, chiar dacă noi nu trecem acum prin persecuție, sunt alți creștini la ora actuală în lumea aceasta care trec prin persecuție și sufere crunt și noi trebuie să simțim cu ei. Noi trebuie să ne rugăm pentru ei. Noi trebuie să înțelegem prin ce trec oamenii aceștia. Da? Și în a patrulea rând, suferința pentru Hristos ia mai multe forme. Nu doar forma de tip neronian. Da? Când există persecuție, omor în continuu. Da? Exterminarea creștinismului. Ia mai multe forme. Și în vremea noastră există uh, poate forme mai perverse ale diavolului de a ne persecuta, dar există formele alea. Când vrei să străiești creștinismul autentic, oamenii te vor prigoni. Te vor prigoni. Iată cum i-a ajutat credința pe oamenii aceștia. Unii ca să dobândească o înviere mai bună, e aproape că nu înțelegi ce spune. N-au vrut să primească izbăvirea. Deci Dumnezeu putea să le dea izbăvirea? N-au vrut. De ce? A avut o înviere mai bună. Asta e credința, da? Pentru că ei vedeau ceva dincolo de moarte. Vedeau învierea mai, mai bună. Care e învierea mai bună? Învierea spre glorificare, da? Și au fost chinoiți. Da? Credința a avut în persecuție. Alții au suferit bajocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Hai să ne gândim bine. Asta s-a întâmplat în țara asta cu 30 de ani. Deci suntem la o distanță milenară de asemenea lucruri. Ah, ce A, ce s-a întâmplat acum 2000 de ani cu creștini și sărmani de ei. Asta se întâmplă acum în China, în India, în țările musulmane. În ultima sută de ani au fost omorâți mai mulți creștini decât în 1900 de ani. Știți lucrul acesta? Nu vorbind. Au fost omorâți mai mulți creștini decât în toată istoria creștinismului. În ultima sută de ani. Da. Asta este realitatea. Și mă că lucrurile vor sta altfel în viitor. Mă înduiesc. Credința ajută chiar până în, fa în, fața morții. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrău, chinuiți, au murit uciși de sabie. Nu doar în persecuție, ci până la moarte. Ia ascultați. Credința în lipsuri, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de crape, lipsiți de toate, prigonismul munciți. Gândiți-vă că ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 copii. Și să alegi o viață din asta pribegind, îmbrăcat cu cojoace, în piei de capre, lipsiți de toate. Pentru ce? Pentru credință? Asta a, fost, asta a fost viața acestor oameni și asta este viața unor creștini astăzi în lumea aceasta în care noi trăim, contemporan cu noi. Credința avut și în exilie, auziți, ei de care lumea nu era vrednică au rătrăcit prin pustiu, prin munți, prin pește și prin căpăturile pământului. Expresia care mă împrintează cel mai mult, mă împrintează conștiința cel mai mult la citirea acestui pasaj este ce spune în versetul 38. Ei de care lumea nu era vrednică. Oamenii aceștia care au fost gata să plătească cu Dumnezeu în fața săbii, tăiați în două cu ferestră, Ce nebun trebuie să fie care să puce tăiat în două cu fereastrul? Nu trage un glotă în cap și a încheiat. Nu. Satan este malefic. Satan vrea să chinuie, chiar dacă ar ști că nu-și pierd credința. Eu cred că Satana nu crede în pierderea mântuirii. Dar dacă poate să-l omoare în suferință, o face cu tot dragul. Îi face plăcere să facă lucrul ăsta. Și are instrumente, oameni atât de diabolici, că îmi imaginez că și Satan se gândește, bă, mie nu mi-a trecut prin cap lucrul ăsta. Oamenii sunt atât de depravați și atâta de ingenioși în depravarea lor și în felul în care au persecutat uh, uh, pe credincioși. Chiar în țara aceasta am fost la un moment dat la un muzeu în care, uh, nu știu dacă catolicii nu vreau să greșesc, uh, persecutau pre neoprotestanți, din câte știu, uh, era Maica Domnului uh, în, uh, în armură metalică și din ea ieșeau niște săbi, Îl îmbrățișa pe ăsta. Îl îmbrățișa și din ea ieșau niște săbii și îl omora. Maica Domnului. Iată ce, în ce s-a transformat Maica Domnului, de cum o cunoaștem noi în Sfânta Scriptură, în vreo 1500 de ani. Oamenii sunt foarte ingenioși, foarte perverși în, în a face lucrurile astea. Să nu credeți că, suntem, că trăim într-o eră mai luminată astăzi. Nici vorbă. Nici vorbă. Oamenii sunt drăguți care trăiesc pe lângă noi, dacă ar fi o, o vreme de persecuție, ne-ar vinde pentru nimic, ne-ar vinde. Au vândut pe Mântuitorul Lumii pentru 30 de arginți. Un om care a stat lângă el și a văzut toate minunile lui. Dar Darăminte ei. Ne-ar vinde pentru nimic, să știți. Pentru nimic. Asta este reacția lumii față de noi. Și noi trebuie să ne asumăm această identitate, acestor oameni care sunt prigoniți, care nu sunt tolerați, care nu sunt acceptați. Oameni care nu sunt... Uh, uh, uh. Deci, întotdeauna când vezi o biserică care e acceptată de cultură sau o biserică care vrea să se culturalizeze, care vrea să se facă una cu cultura. Să știi, ceva e problematic acolo. Foarte problematic. Și în final, pasajul acesta ne arată ceva care le-a lipsit acestor oameni. Ne spune că noi suntem mai grozavi decât ei. Asta e încurajarea pe care autorul o dă cititorilor acestei epistole. Voi aveți ceva în plus decât oamenii ăștia. Voi sunteți cumva mai sus decât ei. Sunteți superiorilor. Cum, Doamne? Când mă uit la Avram, când mă uit la David, când mă uit de la Moise, când mă uit la Samson, dacă prezenta oamenii ăștia mai slăbuți, dar au prezentat cei mai mari oameni ai credinței din Sfânta Scriptură. Cei mai, importan cele mai importante figuri istorice din istoria poporului Israel. Spune un evreu de David, de Moise, de Avram. Nu? Te simți un pigmeu. Te simți o furnică pe lângă oamenii ăștia. Totuși ei, ei n-au avut ceva ce noi avem. Ia o zice ce spune. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, da, în ciuda derapajelor lor, Dumnezeu nu are un coș de gunoi al istoriei pentru copiii lui care, de care nu-i foarte mândru. Bă, ați fost la mei, dar ați făcut o de rușine, Tată. Nu Dumnezeu îi notează acolo, zice că au fost lăudați pentru credința lor. Și e bine să fie lăudați pentru credința lor, pentru că sunt o mărturie pentru noi, da? Sunt o mărturie pentru noi. Totuși, n-au primit cele fusese făgăduit. Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi ca să n-ajungă El la desăvârșire fă fără noi. Ce înseamnă lucrul acesta? Vă citesc un pasaj paralel care cred că se referă la același lucru. 1 pentru 1 cu 10. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă. Avram, cum credeți că a fost mântuit? Prin har sau prin fapte? Păi Noul testament ne spune foarte clar că a fost mântuit prin har. Dar totuși spune aici că prorocii care au prorocit, de, prorocit despre harul care vă era păstra vouă. Hai să vedem la ce se referă. Au făcut din mântuirea aceasta. Ei au fost îndreptățiți, au fost mântuiți, dar n-au avut niciunul dintre ei harul și plinătatea mântuirii pe care o avem noi în Domnul Isus Hristos acum. N-au avut niciunul dintre ei binecuvântările care ni sunt date nou acum în locurile cerești în Hristos Isus. Avram nu știa Efeseniul 1. Nici nu putea să certe pe dubla predestinare, că nu știa despre ea. Știa că a fost ales de Dumnezeu. Dar mai mult nu știa. El nu știa efsn nu știa despre pecetruirea Duhului Sfânt, despre ungerea Duhului Sfânt, despre arvuna Duhului Sfânt, despre glorificare, despre toate lucrurile care ni sunt nouă, promise și date deja acum suntem ce, deja cetățeni ai cerului. Când văzut pe David cum vorbește despre, când moare copilul lui despre viitor, spune și eu mă, mă voi duce la fiul meu. A, oh, ce perspectivă cruzavă Aveau ei o nădejde, dar nu aveau claritatea pe care noi o avem acum cu privire la binecuvântări și nu aveau plinătatea mântuirii pe care noi o avem. Au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. că păi dacă aveau mântuirea aia, nu mai căutau. Din nou, nu că ei nu erau mântuiți, dar nu aveau plinătatea mântuirii cum avem noi astăzi. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Deci pasajul acesta ne vorbește despre un har, despre o mântuire care vin prin patimile și slava Domnului Iisus Hristos. Da? Deci ei nu au avut mântui, pe mântuitorul venit în carne și oase care a făcut lucrarea mântuirii și harul și mântuirea de plină care vine din el. Ei au gustat ceva mai dinainte, dar nu cât gustăm noi. Ei cercetau să vadă ce în vreme și în prejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei. Când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Și spune cuvântul aici, n-au primit cele fusese făgăduit pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi. Mai bun pentru noi. Ca să nu ajungă ei la desăvârșire fără noi, da? Există o comuniune, lucru pe care îl face autorul aici, fantastic pentru oamenii aceștia, deosebit de frumos, este că îi leagă de norul ăsta mare de martori. Ei care trăiesc după mii de ani, noi care trăim după mai multe mii de ani, îi leagă, există o comuniune a credinței de acești oameni. Și anume că Dumnezeu nu i-a lăsat pe ei, deși au fost oameni extraordinari, să ajungă la desăvârșire, la plinătatea mântuirii fără noi. Da? Fără noi. Noi am gustat înaintea lor. Și cu siguranță se, vă... Există această mare comunitate a credinței, toți oamenii credincioși din toată istoria, care și-au pus încrederea în Dumnezeu, au beneficiat de metodele Harului, au gustat din această proto care a fost prezentată mai dinainte prin Gerfe și promisiunile Evangheliei, va exista această comunitate a credinței pe care o vedem descrisă foarte clar în Apocalipsa, în sala tronului lui Dumnezeu. Nu cred că există pentru un credincios în lumea asta vitregă în călătoria noastră pe pământul acesta o scenă mai frumoasă, un episod mai frumos. Nu mă satur niciodată. Când citesc de fiecare dată, mi se pare tot mai nou. Și am impresia, oare nu se gândesc, frate, iar răspunde episodul ăla. Frate, ne a spus de ea, nu înțeles că Apocalipsa 5, 4, 5, 6. Bun. Un, un, eveniment atât de drag sufletului noastră. Mintea noastră nu poate să cuprindă. Când împreună cu Avram, cu Isaac, cu Iacov, cu toți oamenii credinței, vom sta în fața Mântuitorului nostru și vom sta consternați. Consternați în fața gloriei Domnului nostru Isus Hristos. Nu ne vom sătura în prezența Lui. Sufletele noastre vor gusta pentru o veșnicie întreagă din gloria Domnului Isus Hristos. Vom vedea frumusețea Lui. Vom lăuda pe El pentru mărția slavei sale. Și lucrul glorios pe care ne spune autorul aici este că Dumnezeu ne face parte. Ei mai târziu, noi primi suntem pârga suferințelor domnului Isus Hristos, primele roade ale domnului Isus Hristos, rodul muncii sufletului său, suntem prima parte din rodul muncii sufletului domnului Isus Hristos care gustăm deplin din mântuirea pe care el a adus-o și va fi această înviere mai bună când toți Sfinții lui Dumnezeu din toate timpurile vor fi aduși în această plinătate a mântuirii. Aceasta este comunitatea Sfinților din care noi facem parte și această comunitate a Sfinților este prezentată ca un or de martori în fața acestor oameni care trec prin prigoană, prin suferință, sunt ispitiți, sunt ispitiți să cedeze, dar sunt încurajați de apostoli să se uite la această imagine splendidă pentru a continua, pentru a persevera. Ne spune în capitolul 12 imediat, pentru a alerga cu stăruință. Dumnezeu să vă încurajeze, să ne încurajeze, să ne îmbărbăteze prin acest cuvânt ca să alergăm înainte. Să ținem sus cuvântul Domnului, să ținem la mărturia pe care trebuie să o dăm ca biserică, ca despre Domnul Isus Hristos, să ne păstrăm trăirea tăiere, curată și să vegem la căile noastre în această lume. Amin.